Dragi tineri, vă rog acum să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim FSN capitolul 6, primele trei versete, un cuvânt foarte frumos care ni se potrivește în această seară. Să ascultăm! Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Amin. Vă invit să vă reașezați. Voi începe în seara aceasta prin a vă adresa o întrebare câți dintre voi doriți în viața voastră, în anii care vor urma, să fiți fericiți? Cine vrea să fie fericit? Cine vrea să fie fericit? Nu. Domnul să vă binecuvânteze. În psalm apare o întrebare. Cine ne va arăta fericirea? Cum o vom dobândi? În căutarea răspunsului, oamenii fac tot ce știu și ce nu știu, numai să ajungă la fericire. Potrivit adevărului revelat de Dumnezeu în Scriptură, fericirea este o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă celor care ascultă de părinți. Știu că ceea ce v-am spus poate să sune. Anacronic, poate să sune demodat și straniu. Însă, sună foarte biblic. Foarte biblic. De cele mai multe ori, soluțiile pe care le căutăm la problemele noastre sunt mult mai aproape și mult mai accesibile nouă decât credem noi că sunt. Numai că nu poți să-ți dai seama decât dacă, știu, te încurci un pic. Era un rabin, acest rabin conducea o școală de rabini în Cracovia. De fiecare dată când la școală venea câte un grup nou de studenți, el le spunea aceeași întâmplare. Un întâmplare despre un rabin sărac cu numele Isaac. Și acest rabin sărac locuia la marginea orașului, pe o stradă. Într-o noapte, rabinul sărac a avut un vis. A visat că dacă dorește să scape de sărăcie și să devină bogat, trebuie să se ducă la intrarea în Palatul Regal, la poarta principală și sub pod, lângă stâlp, să sape. Și acolo, la baza stâlpului, va găsi o comoară mare. A visat visul, a fost tulburat un pic de visul acela, dar om cu minte a zis, nu mai iau eu după un vis. Un vis e un vis, îmbă de treaba mea și de sărăcia mea. Numai că, noaptea a doua, visul a revenit, noaptea a treia a revenit și rabinul a socotit că ar fi un semn din partea lui Dumnezeu. Așa că și-a luat inima în dinți, a făcut rost de scule de săpat și s-a dus la Palatul Regal. A căutat podul cu pricina și a început să sape la baza podului. N-a apucat nici să se apuce bine de lucru că l-au observat gărzile și repede l-au luat la întrebări, l-au arestat și l-au pus în fața comandantului care l-a întrebat ce face acolo. Rabindu a spus domnule ofițer. Eu sunt un om cinstit, sunt un om sărac. Iată de ce fac ce fac. Și a povestit visul, care s-a repetat trei nopți la rând. Ofițerul auzindu-l s-a pus pe un râs cu poftă. Și după ce a terminat de râs, a zis, domnule, pe lângă că e sărac, nici n-ai minte. Cum te-ai luat dumneata după un vis. Uite-te la mine. Și eu, la rândul meu, am visat un vis. Că dacă vreau să devin bogat, trebuie să mă duc în casa rabinului Ițac, din Cracovia, pe strada, și-a dat strada, în casa aia cu o singură cameră și după soba de lut să sap că acolo lângă sobă este o comoară. Și eu nu m-am luat după vise. Trei nopți la rând am vis a vis Rabinul s-a înfiorat. Era în numele lui, strada lui, casa lui, soba lui. Într-un suflet a fost acasă. S-a apucat de săpat și colo după sobă, tocmai în casa lui, lângă patul lui, era comoara. În jumătate a făcut o sinagogă, că altfel n cum fi poveste evrească, și din cealaltă jumătate, cu cealaltă jumătate, și-a omorât sărăcia. Asta e povestea, care e morala. În căutarea împlinirii visului pe care îl ai, soluția este mult mai la îndemâna ta decât crezi. Numai că, așa cum am spus și mai înainte, trebuie să rătăcești un pic ca să-ți dai seama cât este de aproape de tine. Sau cât era de aproape de tine. E păcat să rătăcești. Ai putea să înveți din pățanile altora. Seara aceasta o să vorbim despre cinstirea părinților ca drum spre fericire. Tinerețe fără regrete. Eu am cunoscut oameni care la înmormântarea părinților lor regretau că nu s-au purtat frumos. Alții, chiar dacă își aveau părinții în viață, regretau că le-au făcut necazuri, că s-au purtat urât cu ei. Ba odată o mămică zicea, așa întreb, așa întreb să-mi facă fata, că și eu am făcut mamele mele tocam așa. Și erau regrete. Uh, mă uit înspre voi, vreau să pun o întrebare. Câți dintre voi vă aveți părinții în viață? Măcar unul dintre ei. Mâna sus, vă rog. Dumnezeu să vă binecuvânteze părinții. Dacă se întâmplă să fie cineva între noi care și-a pierdut un părinte sau pe amândoi, să nu uitați un lucru. Dumnezeu este Tatăl nostru. Să-l respectați. Este mama noastră. Să-l respectați. Domnul să vă binecuvânteze. Acum, aprofundând acest subiect, aș dori să-l împărțim în patru, în, în, în trei părți, a câte patru secvențe fiecare, ca să fie ușor de reținut. În prima parte vom identifica patru texte biblice legate de relația noastră cu părinții. Partea a doua o să subliniem patru adevăruri incontestabile legate de părinții noștri. Și în partea a treia, patru datorii pe care le avem față de părinți. 4, 4, 16. Așa. Să identificăm prima dată cele patru texte. Exod, capitolul 20, versetul 12. E posibil să vedem nu doar trimiterea, ci și textul biblic. Da? Să vedem ce zice Regia. Acolo, frații Harnici. Este vorba de. Porunca a cincea. În pasajul acesta biblic, uitați-vă bine ce scrie. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți dă Domnul Dumnezeu tău. Vreau să observați că acolo este un imperativ. Cinstește. E o poruncă. Cuvântul acesta apare în decalog, adică în cele zece porunci, este a cincea poruncă scrisă de Dumnezeu pe table de piatră, porunci făcute, puse la baza legământului făcut de Dumnezeu cu oamenii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De ce? Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Care dintre voi vreți să muriți înaintea vârstei de 30 de ani? <laughs> ce întrebare! Toți dorim să trăim mult. Acest cuvânt leagă cinstirea părinților de longevitatea vieții. Cuvântul lui Dumnezeu spune că o viață lungă este o binecuvântare dată de Dumnezeu, care îți plată pentru cinstirea părinților. De bună seamă că în viață sunt excepții, asta este o regulă generală, sunt excepții. Faptul că cineva trece printr-un accident, suferă o boală, moare înainte ca să aibă bătrânețe, nu înseamnă că nu-i subine cuvântarea lui Dumnezeu. Dar noi vorbim aici de o regulă generală. Și este foarte importantă această regulă generală. Al doilea text pe care aș vrea să îl privim este scris în Proverbe, capitolul 23, de la versetul 22 la 25. Auziți! Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Ce e ciudat de observat în lumina acestui cuvânt e că, mici fiind, ne uităm la părinții noștri ca la Dumnezeu. Dacă întrebe un băiat de 5 ani, care e cel mai puternic bărbat din lume? o să spună tăticul. Dacă o o fetiță de șase ani, care e cea mai frumoasă femeie din lume? Care e cea mai deșteaptă și pricepută femeie din lume? Fetița o să spună, mămica. Păi am impresia că la cinci ani avem minte mai multă ca la 16. Pentru că trecând peste noi ani, când noi creștem și părinții ne îmbătrânesc, mama ta a îmbătrânit, uite ce se întâmplă cu acest fecior. Și-a nesocotit mama. Și-a nesocotit tata. Cuvântul Domnului continuă spunând versetul 24. Tatăl celui neprihănit se veselește, și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta să se veselească cea care te-a născut. Iată ce cuvânt frumos și ce viziune așează această scriptură în fața noastră cu privire la relația noastră cu părinții. Visul tău, dragul meu tânăr, draga mea tânără, visul tău, dincolo de cât de mult îți doresc să fii lui Dumnezeu plăcut, este să îți însușești și acest gând. Să te comporți de așa fel, să trăiești în așa fel, între oameni, în relația ta cu cei din jur, cu biserica, în relația cu toți oamenii pe care îi cunoști, în relație cu părinții tăi, încât tatăl tău să se bucure și mama ta să se veselească. Și acum vă întreb pe voi, părinții voștri se bucură gândindu-se că voi sunteți copiilor sau suportă rușine din cauza voastră. Să roșească mămica ta din cauza ta. Hmm. Să trebuiască tatăl tău să pună capul jos că s-a zis că-i feciorul lucutare, că-i fata lucutare. Asta nu-i bine. Nu-i bine deloc. Scriptura aceasta spune tatăl tău să se bucure. Mama ta care te-a născut să se veselească. Uite, asta e viziunea. Și aceste texte pun în fața noastră o perspectivă foarte, foarte frumoasă. Pasajul al treilea. Efeseni 6, versetul 1 la versetul 3. Locul acesta deja l-am citit, dar e bine să ne-l reamintim. Efeseni 6, versetul 1 la versetul 3. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ți este drept. Uitați-vă ce urmează. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și apoi continuă, care e promisiunea? Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Vă rog să observați că aici se vorbește despre două binecuvântări. Calitatea vieții și longevitatea vieții ca să fii fericit și să trăiești mult. Ascultați-mă bine, să trăiești mult, dar să fii nefericit în viață, asta nu-i binecuvântare. În cursul anilor am cunoscut persoane care își blestemau zilele și își rugau moartea. Nu mai doreau să trăiască. Ei, aceasta, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ, asta este o binecuvântare de la Dumnezeu. Nu? Iată ce pune în fața Vântului Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. Biserica din Sibiu, în care eu slujesc acum, a avut în anii ei de început, prin anii 40 ceva, anii 50, cam pe atunci s-a format, în 1947-48 și mai încoace apoi, printre slujitori atunci de la început, primul ei păstor a fost fratele Florea Oprea din Mediaș. În media și-a trăit în ultima perioadă a vieții. E cineva din media și aici. Media și cel mai important oraș din România după Sibiu. <laughs> Am glumit. <laughs> Așa. Avea, a trăit 101 ani, fratele Flore. 101 ani. Într-o duminică, numai l-am văzut venind la biserică. Dumnealui era de modă veche. A trecut la Domnul acum. Pentru el nu exista telefon. Ai venit în cap. De bună seamă că noi știam rânduiala. Eu te ne-am dat cu toții la o parte și am dat întâietate. Avea pregătită o predică și niște cadouri pentru copii. A zis toți copiii să vină în biserică. Unul să nu mai stea pe unde îs. Erau risipiți pe la clasele de școală dominicală. I-a abandonat pe toți la o altă, vrea cu o pungă așa, cu dulciuri pentru fiecare. Cine o părut rău că nu era în copil. <laughs> așa. Și a avut și o predică. Țin minte că a început așa predica. Copii, care dintre voi vrea să moară micuț, de micuț? Niciunul nu a zis că vrea. Care vrea să trăiți mult? Și eu ridica mâna, ca și voi mai înainte. Și apoi Florea a zis așa, atunci să vă învețe moșul ce să faceți ca să trăiți mult. Avea 100 de ani aproape împliniți. Și atât ne au zis, nu mult, să vă respectați părinții. Să vă înțelegeți bine cu ei. Să-i respectați, să-i prețuiți, să le răsplătiți ostenelile, să fiți cuminți, să nu le ieșiți din vorbă, să nu-i necăjiți, că Dumnezeu, ca răsplată, vă va binecuvânta cu viață lungă. Este biblic. Să ne uităm la al patrulea text. 1 Timotei 5, versetul 4 și apoi versetul 8. Iată ce este scris. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor ca să, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Deci, ce zice acest text? El vorbește de acum copiilor mai bătrâni. Pun acum o întrebare. Câți copii bătrâni sunt aici? Mă sus, da? de la mine încolo începe bătrânețea. Da. Cât sunteți căsătoriți și vă aveți părinți în viață? Nu mai stați la casa părinților. Da? Mă, dar voi trăiți pe banii părinților mai. Ne e miluie. Vine de voi. Odată cu trecerea timpului, o veți lua pe cont propriu. Veți avea casa voastră, jobul vostru, familia voastră, treburile voastre, veți trage ușa după voi și veți face ce veți crede tăticul și cu mămica vor rămâne la casa lor. Ne să țineți minte, și după ce ne vom așeza la familiile noastre și vom avea casa noastră, față de părinți vom purta o responsabilitate. Să răsplătim ostenelile părinților. Că lucrul acesta place Domnului. Uitați-vă la versetul 8. Ce implicații are neglijarea acestei responsabilități. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Wow! Deci, acel copil mare care și-a abandonat părinții, care nu poartă grijă de nevoile părinților, este definit aici ca apostat. S-a lepădat de credință. E mai rău ca un necredincios. Păi nu numai adulterinul, idolatru, lacomul se leapă de de Hristos când se târăște în păcatele, te în păcatele acestea, ci și acela care nu își respectă părinții. Te -a scrie acolo, dacă nu poartă grijă de ai lui, Adică dacă jignește părinții și abandonează părinții, nu vrea să știe de ei, să le poarte povele, să le răsplătească ostenelile, e mai rău ca un necredincios. S-a lepădat de credință. Poate să cânte faină, să predice frumos. Da. Așa e definit. Asta e Biblie ce vă spun. Sigur, textele din Scriptură sunt multe pe această temă, ne oprim la acestea patru. Acum, în lumina lor, haideți să continuăm partea a doua, patru adevăruri incontestabile legate de părinți. Uh, primul adevăr. Părinții tăi sunt unici. Adică, tata, tatăl tău, mama ta sunt ființe unicate. Nu mai există nimeni pe fața pământului care să fie tată. Nu mai e nimeni pe fața pământului care să fie mamă. Dintre miliardele de bărbați cât sunt în această lume, unul e tăticul. Din miliardele de femei câte sunt pe această planetă, una e mama. Vezi? N-ai cum să înlocuiești mama. N-ai cum să schimbi tata. Poți să schimbi pantofi? Poți să schimbi biserica? de mulți în alta. Poți să schimbi cariera? În viață multe lucruri poți să schimbi, dar rădăcinile tale nu le poți schimba niciodată. Rădăcina ta e tatăl tău și mama ta. Porți în tine Codul lor genetic. Între tine și ei sunt legături de carne și sânge. Corpul tău s-a plăsmuit în iubirea lor. Sufletul tău îi lua din sufletul lui Maică-ta și al lui Taică -ta și Dumnezeu le-a amestecat acolo în pânte cu ei și au făcut din tine ce ești. De-aia ești după lume. Nu ești din stele. Ești un floricele. <laughs> din tâtecu și din mămică. Ei te-au născut. Da? Adică caracterul unic al părinților tăi acordă valoare părinților. Și de aici apoi rezultă ceva foarte frumos. Părinții tăi ți-au dat viață. Câți dintre voi aveți? frățiori mai mici. Mai mici înseamnă... <laughs> da. Să zicem, de la un an în jos. Sau câți dintre voi aveți mămica însărcinată cu un frățior mai mic, nenăscut încă? Sau câți dintre voi ați văzut o familie cu carsit, așa zice, scoică <laughs> și acolo o molusc, că <laughs> nici nu știu să stau în picioare <laughs> A, știați că și voi ați fost așa cândva? Păi în lumea asta milioane de femei rămân însărcinate și decid după aia să comită avort Uite, mamele noastre și tații noștri au decis să ne nască, să ne dea viață. Pe asta e incontestabil. Părinții noștri ne-au dat viață. Trăim pentru că ei au fost de acord să trăim. Și dacă e să observăm ce înseamnă asta, uitați-vă, vă rog, cu atenție, dar poate n-ați reușit până acum să vă deschideți ochii la asta, că le luăm așa, că ni se cuvine. Nu știu de ce, dar toți gândim așa ni se cuvine. Omul e tată, să aducă. de -aia e mamă, să facă. Așa e un reflex, o pornire în noi când ni se cuvine. Haina mea să fie aia mai nouă, de ce vine Crăciunul, tot cu de la Crăciunul, ăla la alt. ce Crăciunul, trecut numai o lună, nu? ca de roba să schimbă. Ni se cuvine, comentăm, nu-i bună nu-i bună ma mașina noastră știu care, cât e roți ai să ai, da, da, tank să fie, da, adică cu două. Da. fără să realizăm că în spatele acestei bunăstării de care ne bucurăm, se găsesc părinții noștri. Aia să vezi tu ce te face dacă n am mai fi ei. te simți buricul pământului, dai tu cu mâna în masă să se știe, borne cu mașina aia, atât ai știu, faci o gaură la eșapament. Aia nu mare lucru, să faci o gaură, să se audă tare. Așa era unul pe la noi. Acum pe aici la noastră vin făcute cu găuri de la început. <laughs> da. Ba, eu e că și în multe găuri, ca într-o burete de la. Da. Ai Mai trece vremea până se umple. 3. Uh, Părinții tăi sunt investiți cu autoritate de la Dumnezeu peste tine. Asta din nou este incontestabil. Ei sunt unici, ei ți-au dat viață și ei reprezintă autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Uh, în Biblie spune așa, Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului, adică tatălui, bărbatul este capul nevestei, adică a mamei, și împreună părinții sunt capul copiilor. Deci este o ierarhie, o structură de autoritate. Această structură de autoritate te constrânge să asculți de părinți. Tu nu poți să zici, eu iubesc pe Domnul Isus, eu iubesc pe Dumnezeu, mama mă nerviază tata, nu mai suport. E. Păi e o ierarhie. Tu ești aici, tata, nu? Mama, sau invers cum vreți voi, deasupra Dumnezeu. <laughs> nu? Am știm noi cum îi stimați bărbați. Așa, <laughs> noi cum știm noi cum îi. <laughs> deci, tu nu poți să zici eu ignor această treaptă și această treaptă. Eu trec peste, eu... încearcă tu un pas din ăsta pe scară, să vezi cum rămâi fără de drag. Adică deci nu poți călca autoritatea părinților fără să o calci pe a lui Dumnezeu. Asta este ideea. Unii dintre voi sunteți militari. Mă bucur să știu că bărbați, băieți creștini, români aici au îmbrățișat această carieră în poliție sau în armată. E onorabil, e frumos. Da, stai, n-am spus să vă duceți dacă nu v-ați dus. Doar așa, n-am mai avut ce zice pentru cei care s-au dus. <laughs> ok. În armată există un comandant suprem. Și de la el în jos, mulți comandanți, de la mare spre mic, până la tine, ăla mai mic. Dacă tu ești soldat și imediat autoritatea de peste tine, un fruntaș, cum se zicea pe vremuri, sau un caporal, sau un sergent, îți zice la dreapta și tu zici, auzi, eu ascult numai de la general, tu n-ai ce îmi zice mie, când îi fi general, atunci ascultă de tine. Când va auzi generalul și te va lua la întrebări, dacă îți faci atâta hatâr, să a putea să facă un semn și nu mai auzi tu. Va zice, auzi, răzvrătirea față de cel mic pus mare peste tine e răzvrătire față de mine ai călcat autoritatea celui investit cu autoritate, se interpretează că ai încălcat autoritatea supremă. Cu alte cuvinte, dacă n-asculți de părinți, se înțelege că de Dumnezeu n-asculți. Dacă pe mama și pe tata nu îi respecti, se înțelege că pe Dumnezeu nu îl respecti. Asta e logica. Ei reprezintă autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu i-a delegat cu această autoritate. Să știți că de aici decur niște consecințe grozave. Exodul 21, versetul 15. Să vedeți ce cuvânt. Ăsta da. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, auzi, să fie pedepsit cu moartea. Vedeți ce lege au fost atunci? Versetul 17. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. De ce a fost Dumnezeu așa de aspru? Că zis zice omul, eu iubesc pe Dumnezeu, mi-mi drag, eu mă rog, îi citesc cuvântul, mi i drag să mă duc la adunări, să fiu acolo. Ma cu tata și cu mama și te mă nervează. Și le vorbești urât. Da? În numele întâlnirilor de tineret, la care nu vrei să lipsești. Um, V-ați zice cineva, astea sunt vechi, țin de legământul cel vechi și prin urmare sunt depășite. Noi trăim în legământul nou. Nu, no, auziți? Deci cine zice nu, no, îi ardelean. <laughs> am pățit acum că cineva de în Moldova a zis, o fost. Și am zis, nu vine să cred că tu nu ești din Ardeal. Treia mult cu Ardelen. Ei bine, fiți atenți în Noul Testament. Iisus, în, Matei, în Marcu 7 este scris, spune așa, Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său, sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi din potrivă ziceți și apoi arată cum oamenii au desfințat această poruncă. Ce vreau să subliniez este că însuși Domnul nostru Isus a reafirmat adevărul cuvintelor pe care vi le-am spus înainte. Părinții au autoritate și răzvrătirea față de este răzvătirea față de Dumnezeu. Bun. Adevărul al patrulea. Relația ta cu părinții îți determină viitorul. Încă o dată, relația ta cu părinții îți determină viitorul. Am citit ca să-ți lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. De asemenea, am citit ca să fii fericit și să trăiești multe vreme pe Pământ. Și mai putem citi din Proverbe 20 cu versetul 20 următoarele. Dacă cineva blastămă pe tatăl său sau pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Și mai putem citi din Proverbe 30 cu 17 așa. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vultur. Scrie în Biblie. Acum, întrebare. În acest text este. Pot fi una din două. Poate amândouă, în două. Da, cel puțin să reflectăm. Poate fi istorie. Adică autorul a făcut o serioasă investigație în mii și mii de cazuri de oameni pe parcursul unor generații, câte informații au avut. Și acum trage concluzia. Oameni, să vă spun ce am băgat de seamă că se întâmplă. Uite ce se întâmplă acela care își bate joc de taică care ne socotește ascultare de mamă, sfârșește rău. Deci istoria. Istoria e greu să o contește. Istoria însă, însă aceea poate fi și o prorocie. Nu numai o istorie. Că cine nu învață din istorie este condamnat să o repete. Relația ta cu părinții îți determină viitorul. În viață, când te duci, tragi după tine coada. Urmele te... S -s cu tine. Nu scapi. Relația ta cu părinții o rostogolești în viitorul tău. Ascultarea ta de părinți este ca o sămânță. Omul, dacă vrea grâu, pune în pământ grâu, dacă vrea porum, pune porum, dacă vrea fericire, ce sămânță să, să pui tu ca să iasă fericire? Și Biblia zice că este o singură ascultare de părinți. Frica de Dumnezeu, ascultare de părinți. Dimineața am vorbit de frica de Dumnezeu. Omul care trăiește în viață cu frică de Dumnezeu va vedea zile bune, Dumnezeul va binecuvânta. Va trăi frumos, Dumnezeul va răsplăti. Și omul care își respectă părinții va fi urmat de binecuvântarea lui Dumnezeu, de rugăciunile părinților lui. Dumnezeu va face bine acelui om. Vă aduceți aminte de Iacov, numai ca să vedeți un principiu. Iacov avea un frate geamă, pe Esau. Erau deodată. Amudea erau gemeni. Da. Și într-o zi, mama. Aude că tata are o discuție cu uh, Esau, fratele întâi născut. Mă că dacă ești gemeni un, tu unui prim. Da, nu știu cum se stabilește treaba asta la cezariană. <gătări> În Vechiul Testament era o provocare serioasă că era vorba de dreptul de întâi născut. Mă rog, trecem peste asta. Uh, Rebecca reține că tatăl are de gând să-l binecuvânteze pe sau. Și a mânărit ea o situație aia cumva și l-a împins pe Iacov la o răutate. Și dacă te împinge cineva, tu tot răspunzi de ce faci. Nu merge, m-a pus să fac. Cine te-a pus și a partea lui și tu că te-ai lăsat pus-o, e pata. Așa, e, așa stă treaba. Uh, Imaginați-vă că Isaac era bătrân, era neputincios, era nevăzător. Nu mai era mult și urma să moară. Iacov o veni lângă taică s-o, -a îmbrăcat, o pus pe mâini niște piei de miel, că el era bărberit, uh, păgât pe aici, frate -so era păros, cu barbă. Așa. Iacov nu avea treburi din asta. Deci poți să fii și într-un fel și în altul. Ok, nu despre asta discutăm acum. Ideea e că a venit lângă tatăl lui și din câteva fraze l-a mințit. I-a zis, tată, eu sunt fiul tău, sau am făcut ce mi-ai spus, iată vânatul, mănâncă din vânatul meu să mă binecuvânteze sufletul tău. Și când Iacov, când Isaac aude, și spunea, da, l-ai prins fiule, la care răspunde, Dumnezeu mi l-a scos în cale. Bagă și pe Dumnezeu minciuna lui. La care Isaac zice, ceva nu în regulă. Glasul, glasul ăsta nu e al lui Esau. Ia hai tu încoace să te pipăi. Și a ce-o venit următoarea minciună, Întinzi mâinile cu blana aia pe el. Și că l-au pipăit să-și îmbrăcase în hainele lui Esau. Da, e că s-o da cu parfumul lui Esau s o pe un fân, poate. Deci, era om de-a câmpului. Deci a zis așa bătrânului tată, glasul este al lui Iacov, dar mâinile sunt al lui Esau, așa că i-o da bine cuvântarea. Aici o paranteză. Cel mai sigur simț uman este pipăitul. Ăsta nu înșală. Există iluzie optică, iluzie de auz, de percepție, dar de pipăit, ba! De aia se zice și în Biblie, am pipăit cu mâinile noastre. Și aia vă spunem. Acolo e. Da. Deci Iacov a mers pe sigur. Isaac a mers pe sigur. Și-a luat binecuvântarea de la tatăl său, Iacov a plecat în drumul vieții. Anii au trecut, binecuvântarea dată de tatăl său a produs efecte, și ar, fi putea, ar putea spune de acum Iacov, care era la casa lui, cu copiii lui, cu averile lui, cu succesul lui, cu poverile lui, cu viața lui, îi merge bine, dumnezeu e cu mine. Atâtea confirmări. Într-o zi însă, Dumnezeu a zis, Iacov, e vremea să plătești factura. Ce factură? Aia veche. Care? aia din tinerețe, aia când l-a înșelat pe Nu s-a vorbit așa, dar asta e mesajul când derulezi după aia filmul și îl revezi. Dumnezeu a băgat o zânzanie între copiii lui Iacov, ăia mai mari l-au dușmănit pe cel mai mic, au sfârșit prin a-l vinde pe Iosif și ca să explice dispariția lui, au făcut o poveste cum că l-au mâncat lupi. Și probă haina lui Iosif sfâșiată și năclăită în sânge. Vă puteți imagina cum Iacov a dus ani de zile jalea asta pierderii fiului său și băieții lui zece feciori. i o ținut ascuns adevărul ani de zile. Așa e că acum cel orb era Iacov. Mai de mult cel orb de care o râs era Taicăsu. Faptul că era patriarh nu a schimbat cu nimic asta. Și de aici s-ar putea trage o concluzie înfiorătoare. Cum faci? Ce se, se va face? Măsura în care te porți cu părinții tăi va da măsura în care se vor purta cu tine copiii tăi. Eu sper și cred că e posibil ca în harul lui Dumnezeu această înșiruire de cauze să se rupă în Hristos. Să se întâmple cumva o minune, să se facă o reconciliere, să se plângă un păcat, să se facă niște legăminte. Ca în urmă, Dumnezeu să zică, gata, de aici încolo îți voi face după cum te binecuvântezi. E posibil acest lucru. Dragii mei tineri, vă îndemn să participați la noirea acestei binecuvântări. Cinstindu-vă părinții, respectându vi Și acum, partea a treia, patru îndatoriri ale unui copil față de părinți. Prima datorie este datoria de a ne respecta părinții. Respectul cuvenit. În acest cuvânt din Exod 20, cinstește pe tatăl tău, sunt cuprinse aceste patru îndatoriri. Prima, respectul cuvenit. Pe un părinte trebuie să îl respecti. Să-i vorbești cu respect, nu-i voie să ridici tonul, nu-i voie să-i întorci vorba, nu e voie să rostești ocări, jigniri, pe față sau pe la spate. Când față da, când se întoarce cu spatele lui. Vrei numai 15 euro sau 50 sau 150 sau 1500. Respectul cuvenit. Respectul cuvenit. Uh, adevărul e că pe un părinte trebuie să-l respectăm v-a cineva fratele lui. habar n-ai dumneata ce părința mi-o habar n uh, de-ar fi tata cum trebuie să fie un tată pocăit de-ar fi mama cum trebuie să fie o femeie, o mamă pocăită ne-ar fi ușor să-i respect tu știi cine e tată? bătaie de la el. Cum se poartă cu mine câte abuzuri, jigniri, pedepse, fără nicio logică, abia aștept să mă fac mare și să dispar. Mă duc la Honolulu, sap în pământ până ajung dincolo dacă nu găsesc bilet de avion. Dacă sapte așa, direct în jos, ajungi la Honolulu, mai să ții linia dreaptă. <laughs> Altfel te afli în Sibiu. <laughs> Acum ascultați, băbii, pe un părinte trebuie să l respecti nu pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. Adică datoria ta de copil nu e desfințată sau anulată prin faptul că părintele tău nu este demn de respectul tău. Eșecul lui în exercitarea mandatului de părinte nu justifică eșecul tău în exercitarea mandatului de fiu, de fică. Să înțeles logica? E simplu. Faptul că nu-i cum se cade, e păcatul lui. Dar păcatul lui nu anulează răspunderea ta să-l cinstești. Și să nu fii tu judecătorul părinților tăi, este mare lucru poartă în rugăciune, respectă-l, uh, ascultă cât poți din ce îți cere, sunt unele pe care nu le poți. Vorba unui tânăr de la noi m-a bătut Nelu și m-a obligat să beau vin cu el. Că zis că m-am pocăit. N-am putut să beau. M-a bătut încă o dată. Cum să respecti pe un asemenea tată? Și cum îi refuzi? Te trimite după țigări, te trimite după băutură, te trimite după soare în lună. Cine știe cât îi cere? Nu este soare în lună. <gură> Așa. Eu am reținut că atunci când există acest conflict, părintelui nu-i bine să zici nu vreau, ci e mai bine să zici nu pot. Da? Nu pot. Am o, știu eu, că deja v venit o idee. Ziceți când nu puteți și când trebuie și când puteți. Da. Deci, nu pot atunci când ni se cere să ne încălcăm conștiința și credința creștină. Când își cere să faci lucruri potrivnice lui Dumnezeu și îi spune nu pot, să nu zici nu vreau, nu vreau sună a lipsă de respect, nu pot, e altceva. Da. O să vedeți că funcționează o să funcționeze. Poate că la dumneavoastră nu este nevoie. Pe lângă respectul cuvenit, atitudinea a doua este ascultarea cuvenită. Uh, avem datoria să ne ascultăm părinții. E scris în Biblie, adică să trăiesc sub autoritatea lor. Uh, ce ziceți? Dacă o zici cu așa, mama, fata mamei, la ora 10 și jumătate, intri în casă. Dar mamă, toate fetele la 10 și jumătate joacă volei pe nocturnă. Și numai eu să fiu la 10 și jumătate acasă. Dumneata, de pe ce planetă ești, mamă? Și mămica o să zică, de pe aia pe care încă tu nu ești. <laughs> Uh, trebuie să asculți. Nu e nimic greu în asta. Și o să înțelegi cât este de important ce ți-a spus ea după ce te vei mărita și o să fii la rândul tău mămică și o să înțelegi primești vieții. Că la vârsta asta ai destulă putere să faci toate bocanele de pe lume. Toate. Mai ales dacă un pic ești obosit, obosit, după o oră mai târzie, la o vorbă care sunt încinzi, minte să nu faci, putere să faci rău ai, minte să te abții n-ai. Putere să te abții nici atâta. Și atunci nu-ți rămâne altceva decât să te lași legat de picior, de mânuță și când zice tăticul, hai, la 10 ceva, acolo ești. Da? Deci aici e logica aceasta, ca să trăiești multe vreme și să fii fericit. Care e logica? Pe logica următoare, pruncul mami, nu fuma, mă fumez. Fumează tot ce. din tine cancer. Mori la 40 de ani. Bine așa. Nu te duc cu drogați. Ba mă duc, nu mă văd cu mâini, mă duc să le predic Evanghelia. Ești mecherii și scuze prostești. Nu te îmbrăca așa, fata mami, Poți să pățești ceva, se poate întâmpla ceva, se strică ceva. Și nasculți, vin consecințele, calitatea vieții suferă. Da? Longevitatea este afectată. Pentru că n-ai știut să asculți. E bine să mergem pe aceasta și Dumnezeu ne va răsplăti. Din povestea cu fiul risipitor, se desprinde o lecție superbă. Știți povestea, acum vorbim cu feciorii, deși fetele nu sunt uh, excluse, chiar prin faptul că le pomenim, le integrăm. Da? Fiu risipitor. Știți uh, ce-o pățit? Uh, Luați-vă rog povestea aceasta și așezați-o într-o poveste de familie cu un băiat mai răzvrătit, rebel, care o zis cam așa că că să o dă, aici moștenirea, pentru mine așa, așa ești ca un mort, uh, nu mai existi, dă banii și la revedere. Și tata i-a dat partea lui de moștire, S-a dus în lumea largă, s-a prăpădit cu prietenii, și a stricat banii și mai încolo, odată el lipsa, ține minte, sfârșitul distracției este decepția. Invariabil. Sfârșitul distracției este decepția. Și când a rămas el cu de toate așa, fără prieteni, fără bani, fără nimic, s-a rugat de cineva să îl pună, să-l să lasă, să îngrijească porcii. Este o ironie teribilă, adică, fecior de evreu înstărit, să ajungi tu să ai grijă de porci. Asta este, cum să zic eu, superlativul Mai Așa trebuie pusă problema. Și de acolo stătea așa lângă porci, vedea cum mâncă porci. ați a vreodată porci mâncând. Vi s-au făcut poftă de mâncare, văzând-i cum mănâncă. Să te simți așa de frustrat, să zici nu-i corect, să-i dai un cot la porcul ăla și să zici, du-te mă de aici, lasă-mă pe mine. Cam aia, iar astea erau visele acelui tânăr acolo. Râvnea, își dorea mult să mănânce roșcovele pe care le mâncau porci, nu -i le da nimeni. Și de aceea e o lecție. Fiul care refuză aspirațiile tatălui, în viață o să aibă parte de aspirațiile porcului. Nu. No. Am greșit. Nu de aspirațiile porcului, că roșcovele nu îi le da nimeni, ci de aspirația la aspirațiile porcului. Deci mai e până să ai tu ce au ei. Acolo duce neascultarea. Și unii au pățit așa. Încă două lucruri. Se cuvine să dăm părinților noștri iubirea să le răsplătim în felul acesta dragostea lor, țineți minte, părinții noștri ne iubesc. Mai sunt și alți oameni pe fața pământului care ne iubesc, dar dragostea de mamă e luată de Dumnezeu ca model a dragostei lui față de noi. Dragostea logodnicului nu e model a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Dragostea prietenului și a prietenei, nu. Nici chiar dragostea unui soț sau unei soții. Nu. Dragostea mamei, da. Și asta cu o limită. O zis Dumnezeu, poate mama să-și abandoneze pruncul la sân? Nu. Dumnezeu a zis, nici nu o să vă abandonez. Dar dacă se va întâmpla ca o mamă să-și uite copilul, eu zice, domnă, nu te voi uita niciodată. Adică ține să se spune, Adică din, din toată lumea asta, cu iubirile exprimate în relațiile interumane, Dumnezeu o alege pe aia a mamei față de fică, față de fiu, ca model a iubirii sale. Și zice așa, a mea e mai sus. Înțelegi? Nu. Iubirea asta trebuie răsplătită cumva. Cum se face că acolo unde suntem iubiți cel mai mult, ne comportăm cel mai neglijent? Cum vine asta? Mamele noastre au grijă de noi, tații noștri poartă poverile noastre și acolo unde suntem iubiți cel mai mult ne purtăm cel mai rău. Și cum se face oare că ceea ce... Cum să zic, nu știm să prețuim cu adevărat valoarea părinților noștri până când îi pierdem. De ce e asta oare? când sunt acolo lângă noi, s-o cotim că încurcă. Și când lipsesc, ne dăm seama că e au învârtit universul nostru. De ce oare ne vine mintea în cap târziu? A făcut odată o mormântare la o femeie în soră pe acolo, avea cinci băieți, ne la credință. O muri de mine, mărea mama, să certau din cauza ei să mai stea la tine, să mai stea la tine. Și la mormântare mi-a dus așa o foaie scrisă și pe o parte pe alta cu scrisori de iertăciune față de mamă, o poezie de aia de vezi să te plângi. Domnul pastor, vrei să o citiți la mormântarea mamei noastre? Am uitat pe ea și a zis nu. Păi domnul pastor, dai mama, o fi, la slujba aia mea, prea târziu, trebuia să-i spuneți înainte. Gata cu teatru. Înțelegeți? Adică, după ce s-a dus, după ce ai pierdut trenul, ești în stare să bocești, să duci flori, să te sacrifici și când a fost în viață o vorbă bună n-ai avut, un cadou, cât de mic n-ai făcut, un telefon ai dat, În final, o ocrotirea și recunoștința. Avem datoria să ne ocrotim părinții, despre asta am mai spus. E o datorie nobilă. Aș vrea să vă rog frumos pe toți cei care locuiți în casa părinților voștri, seara asta la încheiere, când veți ajunge acasă, să vă duceți la părinții voștri și să le spuneți că iubiți. Dacă ați greșit față de ei cu ceva, să vă cereți iertare. Să le spuneți, mulțumesc frumos, mamă, nu m-am gândit până acum că eu am o cameră. Eu așa am crezut că e normal. Dar nu e normal. Îți mulțumesc frumos că am un dulap cu haine și câte? Spune mulțumesc. Răsplătești o lor în felul acesta. Aceia dintre voi care sunteți mai tineri așa ca mine, eu așa am crezut din mine că sunt tânăr. Și am o cred. Dar m-a trezit un polițai mai vreo două luni în urmă că am avut un mic accident și foarte amabil și respectuos polițistul în cere buletinul să-mi ia datele ca să rezolvăm problemele acolo. Se uită la buletin, se uită la mine și zice, domnul Brie, constat că sunteți născut dintr-un an cu mama. <laughs> nu mi-a picat bine. Nu <laughs> ce zice ăsta că eu sunt deodată cu mai căs? N-am scos. Am zis, domnul polițist, aveți o mamă tânără. <laughs> Și-o dat seama. <laughs> De câte ori m-am dus în vizită la părinții mei, ei locuiesc undeva în părțile Bihorilor, la Sibiu, n-am reușit pe mama mea să o surprind cu vizitele. Eram destul de vreo 15 ani în urmă când am zis o provoc. Găsesc eu și îi fac surpriză. A tot felul, că am vorbit cu tine cu ta seară de tine, că nu știu care de la adunare o întrebare de tine, că te-am văzut la televizor și am zis să se vine mâine și treburi de astea așa. Și am zis, nimic. luni dimineață, la prima oră, la șapte dimineața, eu sunt sat, luni. Niciodată nu m-am dus luni. Mă duc luni acum, fac surpriză auzisem eu nu știu cum, că e vremea lucrului pe la câmp acolo, mă duc eu câteva zile, bă, mai și fac la minte un pic de câte sunt acolo și petrec cu ei timp. Bun. Când urc -așa, așa în sus, pe, acolo la noi în sat, mama era pe poartă, în poartă, pe podeț, cu o sapă în mână, să uita cum vin eu cu mașină. Când m-a văzut, zice, nu, no, Dumnezeu este te binecuvânteze, am știut că vii, Că de aia am stat aici un pic să te aștept, că tai că s-a dus în țarină la sapă și am vrut să știi unde suntem. Ce bea mama cu asta? Știți la ce concluzie am ajuns? Mama nu avea niciun fel de, eu știu, presimțiri profetice. Nu, cheia a fost foarte simplă. Ea mă aștepta să vin în fiecare zi surpriza nu era când veneam, ci când se încheia ziua și nu dădea niciun semn. Aia au fost toată explicația. Pricepi? Și acum, cred că este bine în încheierea acestei seri, acestei zile, care a fost frumoasă, să o încununăm rugându-ne împreună lui Dumnezeu. Cred că avem pentru ce să ne rugăm. Vă chem în această seară la două decizii majore. Prima este să facem legământ cu Dumnezeu că vom trăi tinerețea în sfințenie. Cuvântul Domnului ne-a vorbit azi dimineață despre chemarea la sfințire. Poate că pe sufletul tău apasă povara eșecurilor. Ți-ai dori să întorci înapoi timpul și să faci lucrurile altfel. Chiar dacă timpul nu-l poți întoarce, totuși poți trăi altfel. Hristos poate să meargă în trecutul tău și să repare acolo lucrurile. Poate să restaureze, să ierte, să elibereze, să vindece. Poate să redea nevinovăția, curăția de cuget, prin miracolul nașterii din nou, prin miracolul răscumpărării, prin miracolul vindecării, prin Duhul a omului nostru din lăuntru, Hristos ne poate pune în picioare să avem un nou început. Vă chem în rugăciunea care va urma toți aceia dintre voi care vreți să aveți un asemenea nou început sau să puneți o piată de hotar și să ziceți, Doamne, până aici m-ai ajutat să merg bine și îți mulțumesc frumos. N-am regrete e biruința ta în viața mea. Dar aș vrea, Doamne, și de aici, înainte să mă ajuți. Mă pun la dispoziția ta și chem peste mine Duhul tău și te rog, însoțește-mă și dăm biruință și ajută vă să trăiesc curat. A doua decizie este cea legată de părinți. Vă chem să luați decizia să vă respectați părinții. Decizia să vă comportați cu ei frumos. Să iubiți să-i onorați, să-i ascultați, să le răsplătiți o stenelie. E posibil ca unii dintre voi să fiți surprinși în seara aceasta o situație nedorită. A fost un conflict. Chiar nu-i bine între voi. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu în seara aceasta să fie un prilej folosit de Dumnezeu pentru restaurare. Rugați-vă pentru părinții voștri. Rugați-vă pentru pace între voi. Trebuie să le cereți iertare. Sau trebuie să îi iertați. Uneori copiii trebuie să ierte pe părinți. Rugați-vă lui Dumnezeu dacă trebuie să faceți asta, să faceți asta. Dumnezeu vă va binecuvânta. Vreți să ne rugăm Domnului? V-aș invita să vă ridicați în picioare. Poate acei frații care cântă să ne asiste cântând pentru slava lui Dumnezeu să fie un moment de altar, un moment de rugăciune, dacă cineva dintre voi vrea să vină aici în față, să se facă rugăciune pentru el, să fie susținut în rugăciune, sau chiar prin gestul acesta al venirii în față, vii și declari, Doamne, iată-mă aici, vreau să trăiesc în sfințire, vreau să respect părinții, dăm putere, ajută-mă. Sau poate că cineva poartă în trupul lui o boală, o suferință, și-ar dori să se facă rugăciune pentru sănătatea lui. Îmi spunea fratele Denis că e această bună rânduială să se facă rugăciuni și pentru vindecarea celor care sunt cu suferință. Nu trebuie să fii bătrân ca să fii bolnav. O, oh, de câte ori n-am văzut copii și tineri care au purtat greu în corpurile lor dificultăți de sănătate, feciori sau fete. Dumnezeu vindecă. Dumnezeu vindecă slăvit să fie în numele Său cel Sfânt. Hai să intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și în timpul rugăciunii acesteia, vă îndemn să îndrăzniți. ni în față. Ni în față. O, de câte ori și eu am avut momentele acestea. Am dus acolo, am genunchiat acolo, am rugat lui Dumnezeu și am simțit că mă ridic revigorat și binecuvântat de Dumnezeu. Intrăm în rugăciune comună și dacă în timpul acestei rugăciuni vreți să se roage frații împreună cu voi, pășiți și prin gestul acesta cerem împreună ajutor înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvânteze!